Cele mai ieftine coinsuri pentru FIFA 17 le găsești pe site-ul lolga.com. Folosește codul MVP pentru 10% reducere. Hei, salutare, prieteni, eu sunt Xbreaker. Bine v-am regăsit la un nou episod de FIFA 17 Food Draft. Haideți să vedem formațiile și dacă vă doriți în continuare astfel de episoade, nu uitați de like, share și subscribe. 4-2-2-2, 4-4-2, 4-3-3 holding, 4-5-1 și 4-5-1 atac. O să merg pe acest 4-3-3 holding. Pe ăsta voi merge. Haide să vedem un TT, Mata, Lacazette, Eriksen, Miranda. Băi, ce drept n-am făcut niciodată niciun draft din Franța. Aș da să încerc unul din Franța, deși e foarte greu, mi-e foarte greu să cred că vor pica jucători din Franța. Să vedem. Doamne Dumnezeule, ce pic aici. Ronaldo, Nani, Neymar, Hazard, da. N-ai cum să nu-l iei pe Ronaldo, Team of the Year. Mergem mai departe. Robin, Lucas, Salah, William. Cred că o să-l iau pe Lucas. Aș vrea să încerc cu Ronaldo acolo și restul din Franța. Să vedem dacă reușim. Dar n-aveam cum să-l refuz pe Ronaldo. Chiar n-aveam cum. Fabregas, Sanchez, Pereira, Gabi. Cred că mai bine îl iau pe Gabi. Portughez din Portugalia, Germania, Anglia și Gabi din Franța, na. Nici ce să fac. Chiar nu știu ce să fac cu spaniolul ăsta sau să-l iau pe Gabi. Hai că-l iau pe Gabi. Mergem mai departe. Casemiro, Cabaye. Fai de băi, dăm și mie unul. Cred că o să-l iau pe Cabaye. Sau Casemiro de la Real Madrid. Momentan merg pe Casemiro de la Madrid, că n-am ce să fac. În cazul în care nu-mi dă nimic din Franța, iau din Spania. Ramsey, Pirlo, Bonaventura. Acum dă numai jucători periculoși. Andrea Pirlo, cum e Andrea Pirlo ăsta? Luăm pe Ramsey. Nu începem bine deloc draftul ăsta, încercăm noi din Franța, dar iată ce jucători. Ouleu, ouleu. Luăm silverul, altceva n-avem ce face. Bruma, Jules Fonte, Germania, Italia, uite aici, de la Monaco. Încercăm, poate până la urmă face ceva. Godin, Umtiti, Vertonghen, Mascherano și Chiellini. L-aș prefera pe Umtiti, sincer, mai mult îmi place Umtiti decât ceilalți. Îl iau pe Umtiti. Mergem mai departe, cred că am făcut o alegere proastă cu jucătorul de la Monaco, dar asta este în speranța că ne pică cât mai mulți jucători. Liga, Casillas, Michael Trapp, iau pe Trapp, Marchetti, bun Trapp, 84 cu 62. Să vedem, ușor, ușor, poate facem o echipă din... Mane, ăsta e fenomenal. Ederson, na, iau pe Mane. Mergem mai departe. Nani, Sissoko, Lichtsteiner, Valencia, Baca. Cred că le iau pe Sissoko, e francez. Măcar așa. Încercăm combinațiile. De Marcos, Casillas, Mertens, Sania. Iată, le iau și pe Sania aici. E tot francez. Francezi sau jucători din Franța? Asta ne trebuie nouă. Vela, Totti, Depay, Mario, Gaspar. Ia uite-l pe Depay cum vine. Bun. Mai departe, haide să vedem, ușor, ușor, Neymarito, Neymar, Jimenez, bun și Jimenez ăsta, nu prea am pe cine să ia, cred că îl iau pe brazilianul Neymar, e 95 totuși, nu pot să renunț la el, cine știe, poate îl voi folosi, Camacho, Thiago, Garcia, Vidal și Salah, luăm pe Thiago, mai departe. Vela, Coutinho, haide bă, dar n-am ce face Coutinho, Insigne, aici doar așa le iau pe Coutinho, în rest, dar n-am, chiar n-am ce face cu el, Fer, Ndiaye, Bruma, Mendes, Topal, Ndiaye, băi, dar nu vrea să-mi dea și mie jucător deloc din Franța, iată-l pe Verratti, Verratti, bun, mamă, cum e Verratti ăsta, rupe tot Verratti ăsta, mai departe, Company, Marcelo, Team of the Year, Company, Naldo și Sârna, luăm și pe Marcelo, Team of the Year, deja l-aș muta aici, mai sunt doi jucători rămași, Ben Salvez, Orie, bun, Orie,
O să mă ajute Filipe Luis, Rodriguez, Aurier și portarul ăla nu să ne mai intereseze, că n-are ce să ne dea mai bun, Farman. Și norvegianul e atât, îi lăs și pe Tătărușanu. L-aș lua pe tăt așa de control decât. Îl iau pe Tătărușanu, că oricum îl folosesc pe trap. Haideți să schimbăm astea pe aici acum, să vedem ce am putea prinde. PSG, PSG. Mai departe, ce mai avem noi pe aici? Îl mai am pe Sissoko ăsta, dar degeaba. N-am ce face cu el, nici cu Sania, cu Depay, poate în locul lui Gabi, dar am scade mult. Numai acolo să-l pun pe Depay, crește plus 5. Of, am puțin Spania cu... Da, mai bine îi pun pe ăștia doi aici, dar nu să mai mi-ai pe Gabi. Hai să vedem cum îl schimbăm pe Gabi, cu cine îl schimbăm pe Gabi. Dacă îl pun pe Depay aici minus 1, ce naiba să folosesc eu aici? Între timp, haide să-i aranjăm pe ăștia. Hai să-i aranjăm pe aceștia. Mane 86, e fenomenal de bun și Mane. Neymarit, o să ne uităm, 95 Neymar. Doamne, Neymar are 95. N-ai cum să nu-l folosești pe Neymar, dar dacă l-am pe Ronaldo Team of the Year acolo, ce naiba să fac? Ce ziceți-mi voi, altă soluție, nu știu. 86-87, cam așa va fi echipa noastră, 87-87 în aceste momente. 82 așa. Asta e echipa. Să vedem ce am putea schimba. Dacă îl pun pe... L-aș pune pe Verratti aici, Casemiro aici. Dar n-am pe cine. După, dacă îl pun pe Depay aici, degeaba îl pun. Că mă duce totuși foarte slab. Minus 9, plus 1, plus 12. Ar fi 70 așa, dar așa ar fi 82. Aș putea juca și așa. 82, dar noi eram 87 cu 87 mai devreme. Cu Thiago aici. Nu, 87-85. Doar 87-85 cu Thiago aici. Ia Neymar. Ok, Neymar ne scade. Neymar ne scade. Depay. Minus 15. N-am, altul n-am. Poate cu, da, cu Casemiro aici. Cu Casemiro acolo și o să facem modificările după, o să bat pe Depay și pe ceilalți. Altă soluție, n-am 87 cu 87, dragilor, momentan. Haideți să vedem ce antrenor. Prindem un hibrid de Franța cu La Liga, 88, 87, 87. Iau spaniolul ăsta. Sau neamțul. Iau neamțul. Haide că iau neamțul, 87, 88. Asta este. Mai mult de atât nu se poate, avem doi Team of the Year în echipă. E păcat că nu se poate mai mult, dar cred că vom reuși să facem ceva. Până la urmă o să văd ce fac cu băieții ăștia. O să văd ce fac, o să pun instrucțiunile și trecem la joc. Haideți să mergem să căutăm primul adversar, 87-88, mai mult nu s-a putut. Nu ne-a dat jucător, speram la un Di Maria, la cineva, dar nu ne-a dat. Oricum, Lacazette e bun, Ronaldo e bun acolo, Marcelo la fel. Știți cum cred că puteți să mai creștem puțin așa? Uite că acum i-am dat seama. Uite că acum i-am dat seama. Știu că mulți o să-mi ziceți asta în comentarii. Băi, pune-l pe ăla, dar chiar nu-mi dă să-mi seama. Acum i-am dat 87-94. Iată că am reușit să creștem la 87-94, ceea ce-i acceptabil, zic eu. Acum 94-le e mult mai ok. Mi-am dat seama, dar mi-am dat seama după. Mă gândeam, bă, stai că mi-am un fundaș de la Monaco și un... Și mai așa acolo un jucător din Spania. Oare i-am pus bine? Dar uite că noi văzusem, da, acum mi-am dat seama, puțin mai greu, dar e bine că mi-am dat seama și că am rezolvat 87-94 dacă mai aveam un jucător din Franța. Aici la mijloc era ok, dar și cu Gabi, asta este, e bun și el. De fapt n-aveam unde să-l folosesc, chiar n-aveam unde. Da, îmi pare rău pentru el. Se găsește primul adversar, Dima, username. Oare e român? Nu știu. Nu știu dacă e român, ce-i drept. 86 cu 100% bună echipa asta. Da, are o echipă bună. Iată, l-are și pe Ronaldo, Griezmann, Messi, Casemiro, Mario Gaspar, cred că e ăla.
Tremulinas, Vidal, are jucători ca mulți de la Sevilla, ce am văzut, și Atletico de Madrid. Începe partida, avem posesia în prima repriză, trebuie să avem mare grijă, trebuie să câștigăm neapărat. Bun, Verratti, mai departe, oh, pentru la Lacazette era balonul ăla. Ronaldo rămâne în posesie, Cristiano Ronaldo. Ronaldo, iată ce face, un team of the year, vine cu o centrare, corner, e bine. Obține lovitura de la colț, minutul 7, putem marca, mai da goluri de la lovitura asta de colț, Lacazette. Lacazette, oh, dă-mi-l pe Ronaldo. Băi, deci apăsa în continuu să mi-l dea pe Cristiano Ronaldo și nu mi-l dătea. Am văzut că mingea se va duce spre Cristiano. Ah, nu așa. Bine, Verratti. Oh, Lucas. Din nou pasă greșită la Lucas. Bine, aici joacă foarte frumos, a jucat-o chiar. Verratti blocat, Ronaldo de Verratti. Mingea ajunge în brațele lui Trapp. Bine. Bine, Umtiti. Bună recuperare asta. Lacazette pentru Verratti. Verratti, șutul lui Verratti. Ce șut are Verratti. Verratti, ce bine se duce Verratti. Verratti intră în care încearcă pentru Ronaldo. N-are voie. N-are voie să ia mână acolo. Băi, de ce ia mână arbitru? De ce a portarul mingea mână, domn arbitru? Găsim pasa pentru Verratti. Verratti vine cu șutul. Încă o dată Verratti periculos. Un nou șut, dar pe lângă Ronaldo. Bun. Ia uite-l pe Lacazette. Din nou ocazie de gol. Din nou ocazie mare de gol chiar. Nu pierdem duelul la cap. Verratti, Lucas. Nu te bloca. Păi se blochează și nu mai am ce să fac acolo. 3 minute până la finalul primei reprize, în continuare 0-0. Combina aici cu Ronaldo și compania. Cred că o să-l joace mult pe Ronaldo. Cel puțin așa a apărut momentan. Îl joacă pe Ronaldo, dar a încercat Ronaldo și Messi. N-a reușit mai mult să facă cu ei. Iată-l pe Lucas. Ce bine, intră interior Lucas. Îl pasă pentru Lacazette. Lacazette, șansa sa. Hai, Lacazette-ule. Putem recupera aici, putem fi periculoși. Nu recuperăm. Haide, Umtiti, mult prea ușor. Vine Marcelo, blocat. S-a încurcat cei doi. Bine, îl blocăm pe Bruno. Nu știu dacă mai avem timp de vreo fază. Gabi. Bine, Gabi. Avansează Gabi. Pasa e greșită și se termină prima repriză. Se termină 0-0. Am avut șanse. 6 șuturi spre poartă, dintre care doar 2 s-au dus. Asta este, n-ai ce să faci. Oh, m-a cam prins aici, hai Marcelo, bine, bine Trapp. Bine Trapp, bravo bă băiatule. Nu lăsăm la scurt. Am încă nu te las aici. Fără fault în care eu, că am mai făcut astea. Și a făcut foarte multe. Gabi, bine cu recuperarea Gabi. Cristiano Ronaldo, iată-l, team of the year. Ronaldo, team of the year, e de neoprit, să-l vedem. Pasa nu era aia la Cazet, cazi. Băi, ce penalti, dacă mă cădea la Cazet, n-a vrut să cadă la Cazet. Foarte bun. Lucas nu reușește, Lucas slab. Slab Lucas, rău de tot, Ronaldo în duel cu Verratti. Ronaldo bară, e gol. Băi Gabi, nu mi-ai făcut nimic. Tu Lucas, la fel. La fel și Lucas, slab, cei doi. Ia uite-l pe Ronaldo, spuneam că nu-l oprești. Ronaldo, nu cade nici el. A doua șansă mare de penalti, dar nu vrea să cadă. Nu vor să cadă, mai bine zis, băieții mei. Verratti. Din prima, Cristiano Ronaldo. Mi s-a blocat iar, ați văzut? O, Lucas. Lucas, haide, măcar fă ceva bun acum pe final. Lucas e o pasă slab. Doamne, câte pase mi-a greșit. 15 minute, mai puțin de 15 minute până la final. Am încercat aici să-l faultez pe Neymar.
Băi, deci am avut pase greșite cu Lucas ăla, nu cred așa ceva. Dacă mă uit pe statistică, cred că n-a dat 6 pase corecte. Băi, și unele pase chiar ușoare, adică nu înțeleg ce s-a întâmplat, de ce să nu dea pasele acolo. Minutul 7-7, are 2-0. Lucrurile se înrăutățesc pentru noi, mă dau pe ultra-atac. Poate așa. Dăm faultul, asta am vrut. Că știam că mi-e foarte greu să fac ceva acolo, dar încerc și sunt hotărât să egalez, să revin. Ramsey, bine. Uite unde îmi dă pasa. Uite-l unde îmi dă pasa. Hai, Verratti. Ah, prea ușor. Și Ronaldo Team of the Year, acolo n-ai ce să-i faci. Vela, bine. Bine, Marcelo, Neymar, Verratti, avansăm. Nu mai poate nici Verratti. Ai de bă, lasă-l pe Verratti. Acum are timp să se retragă. Ei, nu știu unde să dau. Schimbăm naiba poziția asta. Mersi. Știam că o să vină pasa greșită. Bine, Orie avansează. Mai departe, noi o pasărea pentru Lucas. Lucas, este șansa lui. Mersi frumos, Lucas. Cel mai slab jucător de pe teren, asta e clar. Fără doar și poate. Le-a greșit toate pasele. Haide, Glick. Ce să-i faci lui Ronaldo? Uite cum se duce pe lângă jucătorul meu. Bun, aici Verratti. Ce nu mi-a plăcut la Verratti, că a obosit extrem de rapid. Unde te duci? Unde te duci? Băi, frate, ce tackling bun a avut acolo. Minutul 88. Se mai pune și arbitru în fața mea. Bine. La Cazet, care mă așteptam să facă mai multe. Mamă, că ne-ai dat cu joystick-ul ăsta. Hai, mă, Neymar. N-am mai am timp, însă. Fluieră odată, arbitre. Fluieră. Bine, Marcel. Dacă făceam echipă din Spania, îl mâncam. Asta e, am luat bătaie. Am luat bătaie cu 1-0, deși am avut mult mai multe ocazii decât el. Haideți să vedem numărul de ocazii. Și am luat bătaie cu 2-0. A, nu, a fost aproape. În a doua repriză a jucat mai bine, ce-i drept. Și m-am dat eu pe ultra-atac și a avut ocazia. Asta este, am comis-o. N-avem ce face. Da, dragilor, cam aici se va termina și acest episod de Food Draft. Eu am fost X-Breaker. Nu uitați de like, share, subscribe. Îmi pare rău că am luat bătaie de această dată, dar toată cu am câștigat. Dar asta e. Până data viitoare, toate cele bune. Pa, pa!